Să revenim la montura pentru târâș. Aceasta este formată din acel bici pe care vi l-am format. Bici îi spun localnicii de aici. Este o undiță de fibră normală, de asta cred că este de vreo 4 metri, da? Cu un vârf extraordinar de subțire și destul de bun pentru peștele existent în acest pârâu. O linie care depășește cu circa 20 de centimetri lungimea undiței. O linie care este formată până la forfac aici de o gută de 20. O plută din această micuță de până într-un gram sau 3 grame, 2 grame, depinde ce aveți, dar nu mai mare, de scobar. Un plumb pe care îl atașăm, cred că se vede, sper să se vadă, așa, și un... O să încerc să găsesc și ceea ce filmez. Așa, un ac mic în care vom atașa un viermuș. Forfacul acestei linii este făcut din 0-10, da? Deci îi spune la târâș, vom pune plumbul la aproximativ 40 de centimetri de ac. Și pe urmă vom regla apa în așa fel încât să stea cât mai pe fund plumbul. Ce se întâmplă cu această linie? În momentul în care plumbul, în care plumbul atinge fundul, acesta începe să joace pe fund datorită curentului și face ca momeala noastră din ac să sară ușor în ritmul curentului de-a lungul râului. Atunci, de exemplu, mreana pe care am prins-o mai devreme, fiind un pește de apă rece și foarte vioi, se repede imediat când vrea să mănânce. Sunt și zile în care nu mănâncă deloc. Și după cum ați văzut, imediat se vede ceea ce înseamnă la târâș, pluta dispare ușor înțepat și vedem ce rezultat avem. Dacă este mic, recomand să-i dăm drumul, mai pescuim și la anul. În speranța că v-am fost de folos, Florin Pescarul Nebun vă invită în continuare pe canalul de YouTube și la bună vedere!